Comuna Oprișor este un șantier în lucru. Primarul Constantin Gârleanu, un om gospodar implicat și deschis în fața cetățenilor, a realizat investiții importante în infrastructura rutieră, de asemenea cu sprijinul Consiliului Județean din Mehedinți. Pentru bunăstarea cetățenilor și creșterea nivelului de trai în comunitate, asfaltarea a fost una din principalele realizări la nivel local. Lucrări ample de modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere au avut loc în ultimii ani în comuna Oprișor. Primarul localității, Constantin Gârleanu, a dat dovadă de implicare în ceea ce privește bunăstarea concetățenilor lui. S-a îngrijit Gârleanu și ne-a făcut și nouă. Că dacă nu ne făcea el, noi ce știam? Nu știam în casa și uite nimic. Ne-a băgat și nouă apă. O infrastructură rutieră modernă înseamnă un pas spre o comună la standarde europene. În acest loc, cetățenii se bucură de trotuare, rigole, accese la proprietăți și spații verzi amenajate. Acum este foarte bine, înainte într-adevăr erau de țară și ce să vă spun, toate sunt bune, bune. Am văzut că s-au făcut trotuare, da. Accese la proprietăți. Da, 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 s-au făcut într-adevăr și trotuare, da. Sunteți mulțumită? Da, da, foarte mulțumită. E bun! Oricum, față dinainte e mai bine. Trotuare, s-a făcut și asfaltul, am mai pus un rând de asfalt, dale, oricum, e bine. Primarul Constantin Gârleanu a pus bazele unei dezvoltări temeinice a comunei Oprișor și își dorește să schimbe fața localității, iar condițiile de trai ale cetățenilor pe care îi reprezintă să se îmbunătățească semnificativ.